Bună seara, bine ne-am regăsit. Nu se mai face mini-recensământul, se va face totuși un fel de recenzare, însă din birou. Se vor verifica listele electorale, cine va trebui să facă acest lucru, o să încercăm să aflăm în emisiunea din această seară. Ei bine, politicienii care nu sunt implicați în acest scandal din ultimele săptămâni încearcă și ei să-și facă loc pe scena politică, nu de alta, dar în spatele cortinei nu este la fel de confortabil. Uneperiștii vor să facă un protocol cu PSD-ul, protocol pe care nu toți membrii de partid îl acceptă. Vedem și reacțiile unora dintre ei în această seară, pentru că pare a fi până la urmă un protocol cu năbădăi, cel dintre UNEPR și PSD la Gorj. Cei din județul Gorj nu sunt de acord, colegilor la nivel național, unii au acceptat. O să vedem dacă în cele din urmă îi vor convinge liderii care deja au început negocierile. O să începem cu mini-recensământul care astăzi este, mâine nu este. Îi salut pe invitații la raportul zilei în această seară. Doamna Mădălina Ciolocoi, vicepreședinte al Consiliului Județean Gorj și reprezentant al Partidului Național Liberal în această seară. Bună seara! Și domnul Mihai Prunariu, dumnealui a fost președinte al PPDD Gorj până după alegerile locale. Nu a mai prins referendumul în funcție pentru că și-a dat demisia. I-a fost găsit înlocuitor dumnealui, vedem și despre cine este vorba la PPDD, dar și în funcția pe care trebuia să o ocupați, domnule Prunariu, aceea de consilier județean. S-au găsit înlocuitori și pentru dumneavoastră și pentru domnul Gheorghe Pecingină, pentru că și dumnealui s-a retras odată cu demisia din partid și din funcția de consilier local, consilier municipal de data aceasta. Nu au stat foarte mult colegii dumneavoastră pe gânduri și deja au găsit pe cineva acolo prin liste pe care să îi pună pe locurile disponibile în cele două instituții. Sunt doi colegi de-ai dumneavoastră, domnul Pungan și domnul Vulpe. Sunt două nume frumoase. În Partidul Poporului sunt nume predestinate. Nimeni nu e de neînlocuit sau cimitirul e plin de oameni de neînlocuit. Era normal în momentul în care noi am plecat din partid și ne-am pus demisiile și din partid și din funcțiile de consilier județean, respectiv cea de consilier municipal, să Partidul Poporului Dan Diaconescu să găsească înlocuitori pentru noi. E o chestiune normală, firească. Cu atât mai mult cu cât noi am refuzat să rămânem în continuare în partid, să stăm pentru cele două funcții de consilier județean și consilier municipal. Vă gândiți să mergeți la o altă formațiune? Pentru că domnul Pecingină, colegul dumneavoastră sau fostul coleg de partid, spunea că vrea să se reorienteze politic și să-și găsească un partid până la proximele alegeri. Dumneavoastră o să vă întoarceți în politică? Noi am venit împreună în PPDD-ul. Am plecat împreună, suntem vreo 6 băieți care, dacă vom merge împreună la un partid. Au discuții, fiecare dintre noi avem o părere, avem opțiuni, dar până la urmă opțiunea generală va fi ca împreună să mergem, să găsim o soluție care să fie acceptată de toți cei 6 membri. Este vorba de mine, de Gigi Pecincina, de Luci Boian, de Genu Căruntu, de Aurez Lapciu și de Dudea Cornel. Numai în grup vreți să mergeți? Da, pentru că am constatat că grupul ăsta a fost o forță din punctul nostru de vedere. Am format o echipă extraordinară și vrem ca în această echipă să continuăm activitatea politică. Și în condițiile în care vor fi două sau mai multe opțiuni, ce o să faceți? O să supuneți la vot? Grupul din care faceți parte o să supună la vot și o să mergeți vom analiza acolo unde... Vom analiza și noi toate opțiunile, vom analiza și cea mai bună situație și opțiunile noastre, până la urmă, individuale și vom găsi o soluție și bănesc că, până la urmă, decizia va fi unanimă și vom merge
către o formațiune politică toți. Deși dacă ar fi să vă spun o părere personală, eu cel puțin o perioadă aș vrea să iau o pauză. Dar pentru că colegii mei își doresc să continuă activitatea politică, până la urmă trebuie să luăm și această decizie. Probabil nu foarte repede, dar oricum în viitorul apropiat. Până la alegerile parlamentare? Da, sigur, până la alegerile parlamentare. Într-o formațiune de la putere sau într-o formațiune din opoziție? Nu, nici la asta nu ne-am gândit. Ne-am gândit în principal să luăm decizia de a ne duce spre o formațiune acolo unde ne simțim bine, acolo unde credem că ideile noastre prind cel mai bine și unde există și feedback, normal. Unde există o înțelegere din partea conducerii formațiunii respective de acceptarea fiecăruia dintre noi, normal. Și până acum ați găsit înțelegere la vreo formațiune? Acum este vacanță, discutăm... Avem discuții, e o chestiune normală, n-am luat o decizie, repet, decizia va fi luată în comun de toți și cred că se va plia pe toate opțiunile fiecăruia dintre noi. Da, să vedem ce se va întâmpla și cu rezultatele acestui recensământ care nu se va mai face, dar în locul căruia se va face o analiză a listelor electorale pe care fiecare autoritate locală ar fi trebuit să le aducă la zi înainte de data referendumului. Doamnă Ciolocoi, luni aveam deja un mini-recensământ pe care primarii din județ începuseră să-l facă sau cel puțin își mobilizaseră oamenii pentru a-i trimite în teren. Astăzi deja s-a renunțat la această idee și avem o verificare sau vom avea o verificare a listelor. Cine va face această verificare? Ce autorități vor fi sau ce instituții vor fi angrenate în acest proces și ce presupune el? Că de la o zi la alta avem alte idei, alte opțiuni. Oamenii chiar sunt bulversați. În primul rând, aș vrea să pornim de la clasificarea listelor electorale și să spunem acolo, deci să precizăm locul și momentul la care se folosesc aceste liste electorale. Este vorba despre liste electorale permanente, liste electorale suplimentare și liste electorale speciale. Fiecare tip de alegere sau referendum are nevoie de anumite liste. Și vă dau exemplu, la alegerile locale, pe listele permanente trebuie să se găsească acele persoane care au domiciliul în localitatea în care votează pentru candidații pentru care votează. Este absurd ca o persoană din Vâlcea să voteze la alegerea primarului din comuna Cătune din județul Gorj. Deci clar avem liste electorale permanente în funcție de tipul de alegeri care se realizează. Acum, ca să mergem un pic mai repede, bâșbâiala sau, cum să zicem, ezitarea Curții Constituționale, care nu a știut exact ce să ceară, într-un final, Curtea Constituțională trebuia să solicite listele electorale actualizate, dar cum actualizate? Autoritatea Electorală Permanentă, care este un organism ce funcționează continuu, deci nu este un organism cu activitate sezonieră. Această autoritate electorală permanentă este obligată, prin statutul ei de funcționare, să solicite la fiecare 1 ianuarie al unui an calendaristic, indiferent că este an electoral sau neelectoral, să solicite primarilor actualizarea listelor electorale. Aceste liste electorale permanente ajung la AEP și AEP-ul pune în concordanță rezultatele de pe listele electorale, deci ceea ce se găsește pe listele electorale transmise de la primari, cu registrele de la starea civilă de la fiecare localitate. În acest fel se face concordanța între ceea ce primim de la primari și ceea ce primim de la starea civilă, la starea civilă unde se operează nașteri, decese și așa mai departe. Autoritatea Electorală Permanentă eu o consider ca principala vinovată și am spus de o săptămână, spun în continuu acest lucru. De ce? Pentru că ea avea obligația să și monitorizeze, deci nu AEP-ul face modificări în liste, ștergerile decedaților sau eu știu ale celor condamnați, însă această Autoritate Electorală Permanentă monitorizează actualizarea listelor înainte de fiecare proces
de alegeri, fie că sunt alegeri locale, parlamentare, prezidențiale sau referendum. Ori, autoritatea electorală permanentă, abia în anul 2011, conform unui comunicat dat săptămâna trecută în presă, au solicitat ca un fel de, cum să vă spun, un fel de sondaj. În 40% din primăriile din țara noastră au solicitat aceste liste actualizate și deci din aceste primării, 1179, 40% dintre ele, așa, în 649 din primării listele nu erau actualizate. Deci autoritățile locale nu-și făcuseră treaba. Dacă au constatat acest lucru, cei de la AEP trebuia să le solicite actualizarea listelor. Până la 31 martie, între 1 ianuarie și 31 martie, aveau tot timpul. Nu trebuia să facem acum această concordanță. Problema este că autoritatea electorală permanentă, din câte vedeți, nu și-a făcut treaba. Oamenii și-au banii, dar treaba nu și-au făcut-o. Pentru că indiferent cât de bine ar fi informați și ce bază bună de dată ar avea cei de la starea civilă, de la evidența populației, dacă autoritatea electorală permanentă nu face această legătură, acest liant, este exclus să avem date reale. Și încă o dată vă spun, listele permanente conțin alegătorii din localitățile respective cu drept de vot, listele suplimentare, în cazul, să zicem, referendumului, pe listele suplimentare votează atât cei care sunt în trafic în timpul referendumului, dar și cei din străinătate. Deci pentru cei din străinătate nu avem liste electorale permanente. Listele pe care votează ei sunt liste suplimentare, exact ca și în țară. Da? Acele liste suplimentare pe care s-au votat. Dar faptul că, Curtea Constituțională nu a știut exact ce fel de liste trebuie să solicite pentru referendum, ne duce la ideea că, de fapt, Curtea Constituțională nu cunoaște atribuțiile pe care trebuie să le îndeplinească și faptul că au avut ezitări. Deci trebuiau să știe exact. Și mai e o chestiune. Legile referitoare la alegeri parlamentare, la alegeri locale, la alegerile președintelui, toate aceste legi stipulează exact cum se întocmesc și spun exact cum se întocmesc aceste liste. Mai e o problemă. În 2010 s-a aprobat în Parlamentul României legea electorală, deci o modificare la legea electorală care a fost până atunci. Această lege electorală prevedea întocmirea registrului electoral. Ce înseamnă registrul electoral? Tocmai acele liste electorale. Autoritatea electorală permanentă trebuia să pună în mișcare organismele necesare pentru a se întocmi registrul electoral. Încă din 2010. Ordinul ca să se înceapă întocmirea registrului electoral s-a dat abia în martie 2012. Acum, dacă legea ar fi fost atât de explicită, cu siguranță nu ar fi existat multitudinea de opinii pe care am și văzut-o în ultimele săptămâni în media. O să îi facem până la urmă pe oamenii care privesc la televizor, niște specialiști în drept constituțional, că tot aud în fiecare seară trimiteri la legi, susținere ale unor puncte de vedere. Domnule Prunariu, de ce s-a ajuns la această încurcătură? De ce oamenii plătiți să facă ceva nu au citit legea care le spune ce să facă? De unde încurcătura? La noi e ca la nebuni. A povestit doamna Ciolocoi timp de vreo 10 minute o întreagă nebuloasă din care nici specialiștii n-au înțeles foarte, foarte mare lucru. Omul de rând ce să priceapă din toate aceste lucruri? Problema este alta. Este o problemă în primul rând de legislație, este o problemă de autoritate și o problemă de responsabilitate. Legislație. Avem pentru fiecare alegeri, că sunt locale, că sunt parlamentare, că sunt prezidențiale, că-s referendum, cât un tip de lege, cu modificări, cu completări ulterioare și cu nu știu ce. După aceea, cine răspunde? Vorba doamna Ciolocoi, de Autoritatea Electorală Permanentă, de BEC, de Curtea Constituțională, vă dați seama dacă organismul suprem în țara asta, care trebuie să ocupe de constituționalitate, Curtea Constituțională nu știe exact ce să ceară sau ce să facă, vă dați seama noi ceilalți cât știm. Problema este, din punctul meu de vedere, a viitorului Parlament, care trebuie să ia în calcul toată această legislație și să facă o singură lege pe fiecare domeniu. Pentru alegeri, o singură lege, să se treacă toate capitolele
alegerile locale, alegerile generale, prezidențiale și referendumul. Să explice listele electorale permanente, suplimentare, într-o singură lege. Pe partea economică, o singură lege, pentru că și acolo avem zeci de legi. Omul nu mai știe la un moment dat, ca să fie în legalitate, în ce lege să se uite și pe cine să consulte. Nu știu nici specialiștii. Specialiștii noștri se uită într-o lege și spun, stai dumne, că a fost modificată. Deci nu mai înțelegi nimic. Deci eu spun că sarcina Parlamentului, viitorului Parlament, va fi să stabilească o legislație clară pentru fiecare domeniu de activitate și nu să mai modificăm după fiecare guvern care vine și după interesul personal al fiecăruia, pentru că știți că foarte multe legi au fost făcute în interesul unora sau altora care s-au aflat pe rând la putere. Pe de altă parte și autoritatea. Și să ne clasifice și pe noi, la urma urmei, ca să știm și noi. Exact. Suntem alegători de corect. Categoria întâi, alegători a doua de categoria sau a treia. Corect, a doua. Aveți dreptate. Pe de altă parte este vorba și de autoritate. Trebuie stabilit cine se ocupă de... Nu că, domne, plimbăm pisica dintr-o curte în alta, că e treaba ăluia, că e treaba, la un moment dat se spunea că e centru, statistica trebuie să se ocupe, autoritatea electorală permanentă, biroul electoral central, primăriile, ministerul de interne, deci e o întreagă nebuloasă și e normal că oamenii ăia nici nu știu până la urmă ce au de făcut și ce trebuie să facă. Mai e și o chestie de responsabilitate. Dar cine credeți că ar fi trebuit să se ocupe de aceste liste electorale înainte de prea multe în legislația asta de care vorbim stufoasă, fiecare are câte o atribuție într-un anumit domeniu și la un moment dat nu mai știi. Și vorbeam și de autoritate și de responsabilitate, mai e o chestiune. Vedeți acum că în ultimul timp foarte mulți oameni sunt plimbați pe la parchet. Eu vreau să spun că în România orice om care conduce o instituție publică sau, eu știu, o activitate care e în domeniul statului poate fi acuzat oricând de abuz în serviciu. Ce facem? Începem să facem ordine în domeniul politic cu instituțiile statului, gen parchet, justiție, ceea ce mi se pare incorrect până la urmă. Nimeni nu-și va mai asuma în România o responsabilitate de a lua o decizie, pentru că îi va fi teamă că mâine va fi chemat la parchet și inculpat într-un proces de abuz în serviciu. Și atunci... Vedeți, plimbăm pisica de la unii la alții, oamenii fug de responsabilitate și asumă cineva o responsabilitate la un moment dat și e chemat la parchet și spune, dom'le, știi, abuz în serviciu, contra intereselor publice. Deci e o întreagă nebunie în România, aici pleacă în primul rând de la legislație și de la responsabilitate, pentru că dacă faci o lege bună și spui cine răspunde de aplicarea legii respective. Cât nu vom face lucrurile acestea... Nu știu autoritățile care se ocupă de asta, cu e responsabilitatea, dar noi oamenii de rând, de unde să știm, exact cum spunea și dumneavoastră, în ce listă ne aflăm, unde trebuie să votăm, când votăm, ce facem, nea Gheorghe de la țară, spune, dom'le, dar eu, până la urmă, unde sunt și ce fac. Și am constatat și ultima chestiune și cu asta închei, Curtea Constituțională a cerut listele cu votanții, cei 18.300.000. Mi se pare o absurditate. Ce vrei să-i verifici, să vezi dacă sunt pe listă? Bun, și dacă și-ar asuma un judecător al Curții Constituționale de a verifica, de unde îți dai seama dacă ăla trăiește sau a murit sau e plecat din țară sau nu e plecat? E o întreagă tâmpenie și lucrurile astea au generat și o seamă de conflicte și o seamă de nemulțumiri. Și până la urmă oamenii o duc la fel de rău, oamenii au probleme și stau și se uită, așteaptă o soluție în toată această nebunie, să știe cine este președintele României, cine decide, cine are o responsabilitate, unde are. Până la urmă oamenii cred că vor ajunge să spună mai lăsați-ne în pace cu toată și cu politica cu tot voastră circul și, vostru da, exact. Și probabil mai puțin va conta cine rămâne președintele României, pentru că altele sunt problemele reale. Corect. Și am văzut că în această perioadă chiar apar foarte multe probleme și economice și legate de agricultură, pentru că am avut și avem în continuare o secetă care distruge foarte mare parte din recoltă în unele zone ale țării, nu poate fi recuperat mai nimic. Am văzut că euro fluctuează și el și este în defavoarea celor care au credite, a celor care investesc și vor fi nevoiți să-și restrângă segmentele. Cineva ne spune, când s-a făcut recensământul populației, pentru ce au luat recenzorii ăia banii? Când acum ca nu știu câtă populație au.
Eu i-aș identifica pe toți din țară și i-aș lăsa șomeri. Sistemul și legea noastră e de vină. Ca să afle cine e într-o familie șeful, pentru că una dintre întrebările de la recensământ a fost cine e în familie șeful. O întrebare pentru mileniul 3, ca să vă dați seama ce... Și ce tocărie avem și corect, așa mai corect, departe. Corect. Într-adevăr, trebuia să răspundem la anumite, la anumite întrebări. Nu știu dacă cei de la statistică au fost cu adevărat interesați de numărul românilor și de numărul votanților, pentru că acum ne-au spus altele erau țintele lor. Și mai este o altă problemă. Într-adevăr, nu trebuia să dea niște date până la referendum, de care referendum nici măcar nu se știa la momentul la care s-a făcut recensământul. Datele finale urmează a fi date în 2013. Asta a fost stabilit încă de la început, s-a stabilit în cadrul unui program convenit cu factorii de răspundere de la nivel european. Așa se procedează în toate țările. Deci, Institutul de Statistică iese din această schemă. Să vă spun. Dacă îi luăm prin eliminare, poate ajungem și la instituția care ar fi trebuit să facă ordine și să deci, știe uitați-vă ce se întâmplă. Care este ordinea. În loc să încep cu Autoritatea Electorală Permanentă, care era direct răspunzătoare de listele electorale și după aceea să vezi de unde cerea această autoritate, strângea de la primar, strângea de la evidența populației, de la starea civilă, ultima a fost chemată Autoritatea Electorală Permanentă, înainte au fost chemați toți, de la evidența populației, de prin Ministerul de Interne pe care a putut ea agăța, le-a făcut dosar. Asta este... mai devreme, i-au luat prin eliminare. I-au luat prin eliminare și într-o ordine aleatorie, pentru că nici la ora actuală, deci asta este o consecință a bunei guvernări, a domnului Băsescu și a guvernelor pe care le-a avut în subordine. Instituțiile statului nu numai că sunt speriate să-și facă datoria, deci li s-a spus, au fost, cum să vă spun, li s-a spus să-și facă datoria așa cum se dă comanda, pentru că dacă nici până la ora actuală aceste instituții habar n-au avut ce legătură există între ele și cum trebuiau să lucreze mână în mână, vă dați seama că... Dar datorii... modul ăsta de operare bănuiesc că n-a fost instituit de Băsescu și guvernele dumnealui. Nu, starea asta, vine starea asta din cum să vă spun, de amenințare asupra instituțiilor statului și, domne, execuți la comandă ce spun eu și sperietura, hai să-i speriem pe unii cu ceilalți, nu-ți faci datoria, te chem la parchet, de unde până unde, până ieri parchetul să zicem, colabora cu una dintre instituții, da? Să zicem, cu Curtea Constituțională, astăzi din contră. Curtea Constituțională s-a trezit că are plângere la parchet și e posibil să fie chemați judecătorii Curții Constituționale pe la parchet. E ca și cum s-ar acuza într-o familie unii pe ceilalți și uite așa nu mai terminăm. Că până la urmă responsabilitatea, deci cel mai responsabil regim de guvernare a fost acesta al ultimilor 4 ani. Nimeni nu a dat cu subsemnatul pentru ceea ce a realizat. Legea răspunderii ministeriale, sub nicio formă nu a fost. Dar nimeni de 20 a avut de ani de răspundere. Încoace, știți vreun exemplu în care cineva să fi să dat știți cu subsemnatul fost, pentru au, ceea ce deci a legea, făcut? Deci responsabilitatea ministerială și pentru faptele pe care le-ai făcut a fost totuși aplicată. Și au fost mai cu bun simț. Dar acum nimeni n-a mai respectat nimic. Uitați-vă în ce de gringoladă. Știți că Parlamentul României, cu riscul de a supăra parlamentarii, Parlamentul României are dreptul de a monitoriza și controla activitatea autorității electorale permanente. Sunt foarte ocupați domnii deputați și senatori pentru că sunt și ei niște politicieni și bineînțeles acest circ nu i-a putut ține deci, deoparte. Permanentă din juriști din Parlamentul României trebuia să țină mereu în monitorizare activitatea autorității electorale permanente. Păi dacă n-ai niciun șef, nimeni nu te întreabă ce ai lucrat, cât ai lucrat, poți să lucrezi numai când ai perioade electorale. Că până la urma urmelor, în rest, păi, poți cam să... Cam atunci se lucrează și cu siguranță vă vor spune oamenii, dacă mergeți în teritoriu, că numai atunci potențialii senatori și deputați sau aspiranții la aceste fotolii din Parlamentul Țării vin și le bat în ușă și într-adevăr îi întreabă ce mai fac și încearcă să-i convingă să-i voteze. Domnule Prunariu, am văzut în ultimele
ore, de ieri încoace, niște episoade foarte interesante. L-am văzut pe președintele interimar Crin Antonescu ieșind cu unele lovituri aplicate spre guvernul condus de Ponta, colegul dumnealui de alianță. Astăzi am văzut că a ieșit public și nu mai contenea cu felicitările pentru modul în care domnul Ponta și guvernul condus de premier a negociat cu femeiul. Credeți că a încercat astăzi să dreagă busuiocul sau cum ați traduce ceea ce s-a întâmplat de aseară până la ultima ieșire a domnului Antonescu astăzi? Trăim în România și posibil orice. Naian cu Caragiale cred că râde de satisfacție pentru că nici el nu s-ar fi gândit ca în vremurile de astăzi să-i depăștim până și lui așteptările. Ce se întâmplă e o întreagă nebunie și toate pleacă în principal de la acest referendum și de la decizia care urmează să fie luată într-un final sau altul. Că trebuie să... Și atunci sunt o groază de tensiuni, sunt o groază de presiuni, sunt o groază de oameni care cedează acestor presiuni pentru că știu că mai devreme sau mai târziu pot să pățească lucruri care, mă rog, eu știu, să fie condamnați, să fie inculpați într-un proces penal. Problema pleacă în primul rând de la justiție și de la independența justiției. Americanii sunt liniștiți pentru că au încredere foarte mare în justiție și justiția acolo își face treaba fără interese politice și fără comenzi politice. În România știm foarte bine cum au fost numiți și procurorii, știm foarte bine că și majoritatea judecătorilor se tem că pot și ei la rândul lor fi chemați mai devreme sau mai târziu pe niște ascultări telefonice sau pe anumite lucruri și să dea cu subsemnatul și până nu vom ajunge să avem o justiție independentă fără niciun fel de imixiune ale politicului în treaba asta, atât timp cât omul are încredere în justiție. Și știe că atunci când îi se face o nedreptate în viața de zi cu zi, de către șeful de serviciu, de către un vecin, de către o problemă, se duce în justiție și știe că acolo își câștigă dreptatea, nu vom trece această perioadă și vom fi ca la români, mereu cu probleme, mereu cu discuții. Știți foarte bine că sunt foarte multe hotărâri judecătorești definitive și revocabile care nu sunt puse în aplicare și atunci ce mai vorbim de justiție sau ce mai vorbim de stat de drept? Ne acuzăm unii pe alții când ajungem la putere, acuzăm vechea guvernare și spunem că din cauza vechii guvernări nu putem să guvernăm noi acum și lucrurile astea s-au întâmplat exact cum spuneți dumneavoastră din 90 până acum. Spunea la Ciolocoi că presiuni ca pe vremea lui Traian Băsescu n-au existat. Eu o să spun că și pe vremea lui Adrian Năstase au existat aceste presiuni și misiuni în domeniul justiției, dacă nu vom depolitiza. Și tot la o emisiune împreună, știți că discutam de depolitizarea instituțiilor statului, de independența justiției, de procurori care să-și facă treaba fără niciun fel de comandă politică, de judecători care să știe că atunci când iau o decizie sunt inamovibili și nimeni nu-i poate ataca decizia și nimeni nu poate să-i cheme mai devreme sau mai târziu să răspundă pentru o decizie din cu totul alte motive. Până nu vom crea aceste lucruri, va continua această stare din România și nu-i problema noastră, este problema oamenilor de rând pentru că mulți dintre ei sunt foarte supărați. Vedeți câte cazuri sunt și în justiție cu procese care se trăgânează pe 4-5 ani, poate și mai mult, iar omul nu mai are încredere în nimeni și în nimic. Cât nu vom depolitiza, repet, instituțiile statului, cât nu vom ști exact ca la american, domne, până la nivelul ăla sunt funcții politice, de acolo în jos sunt funcții administrative și sunt ocupate de cei mai capabili și cei mai buni oameni. Ne vom învârti mereu în această mocilă, vom da vina unii pe alții, vechea guvernare, actuala guvernare, probleme, vor fi miniștri în permanență care vor ceda unor presiuni sau miniștri, că nici aici nu poți să știi, cedează unor presiuni și își pun demisia sau din onoare pentru a nu intra în această mocirlă, renunță la funcția politică și vor să stea deoparte. Ne întrebam de ce oamenii buni și oamenii capabili stau departe de politică datorită acestui aspect, pentru că există o întreagă bălăcăreală în domeniul politic și oamenii preferă să stea liniștiți și departe și să se uite, să analizeze și nu vor să intre în această mocirlă. Eu am intrat, știu cum e, am trecut prin ea, vrând nevrând te mânjești. Te mânjești cu lucrurile astea și în momentul în care vrei, într-un fel sau altul, să salvezi onoarea, lumea interpretează, a fost slab, dar eu nu plecam din funcția lui, dar nu făceam și...
Deci, repet, până nu respectăm niște principii, până nu facem niște legi clare, până nu stabilim responsabilități pe instituții ale statului, vom continua să ne bălăcărim și să fim așa cum suntem și acum balcanici. Da, aș vrea să comentez și eu un pic, ați pus o întrebare, de ce atitudinea lui Crin Antonescu a fost una ieri vis-a-vis de aseară de probleme strict politice, pentru că erau probleme strict politice, astăzi a avut o altă atitudine față de comportamentul guvernului în probleme economice. Același guvern pe același guvern, dar au fost două probleme diferite și aș vrea să vă spun următorul lucru. Foarte mulți primari s-au apucat din proprie inițiativă, în țară am văzut și pe aici erau pregătiți, s-au apucat din proprie inițiativă de luni să facă acel mini-recensământ. Eu am transmis primarilor din județul Gorj, pe toate căile pe care le-am avut la dispoziție, că până la ședința de guvern, care urma să fie ieri, și după ședința de guvern de ieri trebuia să fie o videoconferință la prefectură cu toți factorii de decizie, să nu se apuce de niciun recensământ, da? Deci asta am transmis. Că unii primari s-au apucat din proprie inițiativă să meargă din poartă în poartă, să întrebe și așa mai departe, nu aveau nicio autoritate, nu aveau nici metodologia de efectuare a mini-recensământului, deci li s-a spus clar, la nivel de țară, li s-a transmis, nu din proprie inițiativă. Eu știu că la Gorj am transmis aceste lucruri și n-am cunoștință de vreun primar din Gorj care să se fi apucat. Le-ați transmis cum? Le-am transmis verbal, prin fax, le-am prin transmis, nu, le-am și transmis. Câtor primari? Pentru că trebuie să facem o paranteză, premierul României a ieșit la sfârșitul săptămânii trecute și a spus că urmează să se face un mini recensământ. Chiar a avertizat autoritățile locale să se pregătească pentru el. Să se pregătească, dar nu să se apuce de mini recensământ. Oamenii au vrut să oamenii fure au fost startul pregătiți ca să termine. Adevărul ăsta în este, noi am transmis și domnul subprefect Arjoca și Ciprian Florescu, colegul meu, celălalt vicepreședinte, și eu am încercat să le transmitem. Ne-au sunat, să știți că primarii ne-au sunat luni de dimineață la prima oră, ne apucăm de recensământ și le-am spus în stand-by, în așteptare, vă rog frumos, până are loc ședința de guvern și ni se transmite în teritoriu. După acea ședință de guvern s-a spus clar că mini-recensământul nu se mai face. Ceea ce a spus Crin Antonescu față de comportamentul guvernului, a spus clar că guvernul trebuia să știe, deci a exprimat cumva, guvernul trebuia să știe că nu trebuie făcut acel mini-recensământ, că nu are, deci nu a cerut nimeni practic mini-recensământ, nici Curtea Constituțională n-a cerut mini-recensământ. Deci asta a fost o poziție față de hotărârea guvernului de a face mini-recensământ. Astăzi a luat o altă poziție față de comportamentul guvernului în relația cu Fondul Monetar Internațional și închipuiți-vă că este o lucrare foarte bună între domnul Antonescu și domnul Ponta, pentru că au știut exact ce trebuie să negocieze cu Fondul Monetar Internațional, nu așa cum suntem acuzați că nu funcționează nimic în țara asta, vezi doamne, fără domnul Băsescu nu mai funcționează nimeni. Eu nu mai știu să predau, domnul de lângă mine nu mai știe să-și facă datoria, nimeni nu mai știe nimic și nu mai putem face nimic, că nu mai e domnul președinte Băsescu. În primul rând, s-a negociat foarte bine cu Fondul Monetar Internațional, ni s-a dat voie să facem acele ajustări la salarii, de fapt acele măriri la salariu, astfel încât să dăm la bugetari restul de tăiere care a fost realizată. Da, care a fost anunțată pentru sfârșitul anului. Exact. În altă ordine de idei, FMI-ul, deci problema TVA-ului redus la alimentele de bază s-a pus în discuția cu FMI-ul. FMI-ul, din analize atât ale dumnealor cât și cu guvernul român, a spus, domne, nu este rentabil, pentru că până la urmă scăderea acestui TVA la alimentele de bază de fapt nu duce la o scădere foarte mare a prețurilor la consumator și chiar dacă ar duce, am avea prea mari pierderi la buget, deci nu se putea și recuperarea salariilor bugetarilor și acest TVA redus. S-au negociat și alte măsuri economice. Eu, ca reprezentant al Partidului Național Liberal, am văzut astăzi și mi-asum responsabilitatea pentru ceea ce se discută. Impozit gradual de la 8 până la 16%, da? Îmi asum responsabilitatea, deși noi de dreapta am vrea un impozit fix, acela de 16%. Dar, gândindu-mă, spre exemplu, la cadrele didactice, care în grila de salarizare națională au pierdut foarte mult, deci au fost trecute pe niște poziții inferioare, dacă reușim să le așezăm
un impozit mai mic, înseamnă cumva compensăm acea cădere din grila de salarizare. Deci un impozit mai mic de 16%, să zicem un 8%, un 10%, un 12% în funcție de venit. Pentru că am pierdut cadrele didactice, am pierdut la salarizare odată cu tăierea de 25% și am mai pierdut și pe grilă, pentru că am fost duși undeva în grila de salarizare mai jos cu câteva trepte. Domnule Prunariu, vi se par sustenabile măsurile acestea pe care doamna... Asta cu impozitul am și nu, nu mi se pare normală și vă spun și de ce. S-a ajuns la concluzia, la concluzia în România că impozitul unic e cel mai bun. Și știți foarte bine că și PNL-ul și PSD-ul, inclusiv PSD-ul a zis că e cel mai bine. Și PDL-ul, toată lumea a spus impozit unic. Acum, nu, domnule, schimbăm, că am ajuns noi la concluzia că nu mai trebuie să-l facem gradual, să-l facem... Păi, domnule, când suntem serioși, când ajungem la concluzia că și în toată Europa asta există un impozit unic, că e 16%, că e 12%, nu știu ce, nu că îl facem acum gradual și o să ajungem să vedeți că iar nu ne mai înțelegem om cu persoană, unii o să aibă un impozit, alții un impozit și o să fie o întreagă nebunie și la finanțe pentru calcularea impozitelor, cum o să fie și cu TVA-ul ăsta.